Bun găsit, domnilor și domnilor, sunt Dana Cherea, vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele dumneavoastră. Facem împreună curat pentru 25 de minute într-un subiect care mi-a atras atenția și care cred că și pe dumneavoastră vă interesează. Am pus o declarație a Ministrului Turismului, știți că începe acum, a început de fapt de două zile, programul Litoral pentru Toți. Litoral pentru Toți înseamnă prețuri mai mici, adică litoralul românesc accesibil multor oameni, da? Se pleacă de la ideea că prețurile pe litoral sunt mari, adică pe litoralul românesc prețurile sunt mari. Și sunt mari, nu din vina guvernului, spune ministrul turismului, care n-a zis, dom'le, stați un pic să vă spun cum este cu diferențele între Grecia, Turcia, Bulgaria și litoralul românesc. Ministrul, când a fost întrebat, ministrul turismului, când a fost întrebat, dom'le, de ce sunt prețurile mari pe litoralul românesc? A zis, dom'le, nu, guvernul face prețurile. Păi nu asta era ideea. Că guvernul face, e clar că nu guvernul face prețurile. A răzbătut din mesajul ministrului că da, prețurile sunt mari pe litoralul românesc. Motiv pentru care litoralul pentru toți, acum mai către toamnă. Subiectul ăsta mă interesează, mai cu seamă că sunt oameni care pot vorbi despre el în cunoștință de cauză. Nu zic că ministrul este pe cărări, dar sunt oameni care știu ce vorbesc despre prețuri și despre litoralul românesc. Și o să atingem subiectele următoare. O să litoralul pentru toți, prețurile pe litoral, vijeliile care au fost pe litoral și ce pagube sunt și cum s-au resetat oamenii de acolo. O să atingem și subiectul legat de mizeria pe care o lasă foarte mulți dintre turiștii români în țara lor, da? Plecând din pensiuni și din hoteluri, sunt hotelierii și cei care sunt administratori de pensiuni oripilați de felul în care lăsăm după noi când plecăm din, se termină vacanța. O să vorbim despre toate cu doamna Corina Martin, pe care o salut și mulțumesc tare mult că este cu noi. Este reședintele patronatului Resto, cel mai mare patronat Horeca din România. Da? Și este secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalieră. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat acest interviu, doamna Martin. Foarte mult, dragă, întotdeauna cu dragă dumneavoastră, doamna Martin. Spuneți-mi, vă rog frumos, următorul lucru. Faptul că ministrul spune, domnule, nu guvernul face prețurile, da? Cum traduceți declarația asta domnului ministru Radu Oprea, ministrul turismului? Sigur, acum trebuie totuși să încep prin a vă spune că domnul ministru Radu Oprea este totuși un apropiat al industriei. Joia, următoarea întâlnire cu domnia sa, pentru că funcționează acel consiliu consultativ din jurul acestui minister pe partea de turism, acolo unde noi, federațiile, patronatele, venim să ne spunem părerea. Suntem consultați, părerea noastră contează de cele mai multe ori, este adevărat. Deci este un ministru cu care totuși avem comunicare, trebuie să spun asta de la bun început. În privința declarației sale, sigur prins acolo în corzile ringului, da? Sigur, nu ministrul și nu ministerul și nu guvernul o să facă vreodată tarifele. Nici nu trebuie să se întâmple vreodată asta. Ministerul, ministrul și guvernul fac însă politica fiscală, sau contribuie de fapt și determină politica fiscală, cea care în România, spre comparație cu politicile fiscale îndreptate spre operatorii din turism în alte țări, dacă luăm Bulgaria, care este cea mai apropiată de noi și acea țară cu care presa ne-a comparat și publicul de fapt ne-a comparat îndelung, mulți ani, așa cum știți. Grecia, Turcia, luăm oricare dintre aceste trei destinații. Politica fiscală, apoi bugetele de promovare a destinației pe care le au la dispoziție și le folosesc Bulgaria, Grecia, Turcia și la celălalt capăt, un milion de euro pe an, un buget infim, minuscul, o virgulă, nici măcar o virgulă nu ajunge să fie, spre comparație cu 50-70 de milioane de euro pe care le cheltuiesc țările pe care vi le-am menționat acum. Sau, am mai dat, cred, o dată această comparație, orașul Viena cheltuiește pe an pentru promovare turistică, Viena, nu Austria, deci doar orașul, 35 de milioane de euro. Cum vi se pare asta? Și atunci, mă întorc. Lipsa de promovare, politici fiscale care împovărează tot pe umerii operatorilor Horeca cinstiți, corecți, care se autorizează, care își au certificatul de clasificare, care lucrează la alb, vorbind românește, timp în care statul nu ajută, ba chiar încurcă, ba chiar nu face curățenie, că toți suntem la emisiunea Curat, da? Pentru că avem un mare procent în continuare de turism la negru în România. Și asta noi spunem că este vina statului.
Pentru că mecanismele statului în atâția ani nu au reușit să rezolve această problemă. În continuare, românii se cazează unde doresc, cum doresc, fără să-i deranjeze nimeni pe acei proprietari de apartamente care își închiriază aceste spații de cazare aparent pentru locuință proprie, în realitate pentru închiriere. Românii se cazează în pensiuni neautorizate, neclasificate. Din păcate, de multe ori ați văzut, se întâmplă și situații și incidente dramatice, Doamne ferește. Timp în care noi, care lucrăm la alb, pe curat, cum spunem noi, avem de-a face cu taxe și mai mari, cu acțiuni de control, comandamente de control în serie, în timpul unui sezon, nu vreți să știți câte acțiuni de control cu duiumul sunt pe litoral. În două luni de sezon, operatorul de turism, într-o zi în care el operează, pe plajă sau un hotel sau un restaurant, trebuie de fapt să facă față, aproape la fiecare două zile, unei acțiuni de control. De ce? Pentru că atunci statul se gândește să trimită pe litoral reprezentanții, mulți, nenumărați, evident, pe diurnă, pe cazare, pe masă, normal. Pentru ce? Pentru a taxa, de fapt, cât mai mult, tot pe operatorii care sunt declarați. Pentru că, dumneavoastră, cred că știți, acțiune de control vine acolo unde ești deja o locație clasificată, autorizată, figurezi în catastifele ministerului și acolo trimitem controlul. Nu vede nimeni 10.000 de apartamente neclasificate în stațiunea Mamaia sau în Mamaia Nord. Am dat un exemplu, dar mă întorc. Vreau să vă întreb așa. Dumneavoastră spuneți așa, domne, prețurile, deși dumneavoastră spuneți, domne, noi lucrăm la alb, normal, prețurile sunt mai mari pentru că fiscalitate, pentru că ne batem cu aia care lucrează la negru, pentru că trebuie să existăm și noi, pentru că toate lucrurile astea. Deci și dumneavoastră spuneți, prețurile sunt mai mari decât ar trebui să fie. Vă întreb, dacă guvernul ar rezolva, că asta e treaba guvernului, să rezolve fiscalitatea, dar să fie oarecare predictibilitate apropo de omul care face business în turism, exact. Da? Dacă ar trimite controle, nu să ia carnea de pe om, ci să facă lumină acolo unde trebuie. Da? Dacă ar fi toate lucrurile astea făcute, prețurile ar fi mai mici, doamna Martin? Sigur că tarifele sunt evident raportate și la cerere, pentru că întotdeauna, în funcție de numărul de rezervări, un hotelier își poate da seama dacă își majorează cu adevărat tarifele în august, știut fiind că august este luna cea mai solicitată. Dacă nu are rezervări, vă asigur că imediat tarifele coboară. Este o dinamică a prețurilor, dar trebuie să ne uităm în primul rând ce se întâmplă în jurul nostru. Poate vedeți chiar în mass media din aceste zile articole care atenționează, și nu sunt articole numai din România, atenționează asupra creșterii foarte mari a tarifelor de cazare și pentru excursie, activități în Antalya, în Turcia. În Grecia s-a întâmplat același lucru. În Dubai au crescut foarte mult tarifele. Tarifele biletelor de avion, și vă vorbesc ca singurul om din turism foarte implicat în aviație, tarifele biletelor de avion pe destinații externe au crescut foarte mult în acest an, chiar și mai mult decât anul trecut, când deja aveam foarte mare. Ori, nu aș spune că litoralul românesc este prea scump, exagerat sau nerealist sau neraportat de fapt la realitate. Realitatea noastră în România, în turismul românesc, este că turismul este industria cenușăreasă. Este industria neglijată. Este industria spre care arătăm tot timpul, ei lasă că ei nu contează prea mult. Da? Când colo, de fapt, noi vindem destinația România, imaginea acestei țări. Ar fi trebuit ca această industrie să fie în top 3 priorități pentru oricare guvern. Și știm foarte bine că nu s-a întâmplat așa. Oricare a fost guvernul ultimilor foarte mulți ani, nici nu mi-aduc aminte, nu s-a întâmplat acest lucru. Și atunci mă întorc. Da, tarifele ar putea fi mai mici dacă am avea o politică care să pună prioritate pentru această industrie, să susțină industria, mai ales pentru revenirea ei de după pandemie. Pentru că operatorii Horeca, totuși din România și din Europa și din lume în general, au avut de surmontat dificultăți reale timp de câțiva ani pentru a ne reveni. Dar în continuare acuz lipsa de prioritate și lipsa de promovare, ceea ce spune din plin cuvântul, pentru că noi trebuie să facem eforturi mai mari, la costuri mai mari, să facem față și concurenței neloiale pe care o practică chiar platformele acelea de rezervări pe care se duc și românii, dar atenție, care nu plătesc niciun fel de taxe și impozite în România, dar unde, ce să vezi, tarifele par să fie puțin mai mici, ori noi trebuie să facem față la această întreagă concurență neloială, lipsă de promovare, taxare exagerată
pe umerii operatorilor Horeca, care în loc să fie ridicați și susținuți ca să vândă cu adevărat imaginea României, să aducă mai mulți turiști străini, pentru că turiști români avem, noi nu avem turiști străini, și rămânem dependenți de piața națională. Ce înseamnă asta pentru litoral? Vă spun eu, doamna Dana. Rămânem la două luni de sezon pentru că suntem total legați de durata anului școlar și până când nu încep vacanțele, vacanța mare, nu calcă picior de turist pe litoral românesc, deși hotelurile sunt deschise și asta înseamnă costuri. Deși restaurantele sunt deschise, vorbesc de stațiunul de orașul Constanța și asta înseamnă costuri, da? Ori, nefăcând statul promovare, noi nu mai avem de mult charterele cu turiști străini, nu mai avem sosirile de turiști străini, tragem de acel charter Tel Aviv-Constanța de vreo 10 ani cu mare greutate și el ne aduce 2-3 mii de turiști străini și asta este tot. Doamna Martin, domnul ministru spunea la un moment dat că blocurile care s-au construit haotic pe litoralul românesc încurcă povestea care s-ar putea spune despre litoralul românesc și care povestea ar putea fi vândută turiștilor străini din Marea Britanie, Israel, Franța și spunea dumnealui alte state. E adevărat? Nu am aceeași părere. Nu am aceeași părere și am să vă spun de ce. Litoralul românesc, aici avem un avantaj, oferă mai multe produse într-unul singur. Spui litoral românesc, dar de fapt vrem apartamente de vacanță cu mai mult confort, să spunem, mai multe facilități pentru familiile care au copii, mai ales ei sunt cei care preferă această formulă. Da, își aprovizionează frigiderul. Au când doresc mâncarea la îndemână sau cele necesare pentru copii sau pentru bebeluși, dar tot litoralul românesc oferă și resorturi all inclusive în partea de sud a litoralului și acolo merg familiile cu copii mai mari pentru că preferă animația, piscinele, toate aceste facilități all inclusive de care părinții și copiii se bucură de fapt împreună. Dacă vrem turism de clubbing, festivaluri, evenimente, le ducem în Mamaia Nord. Dacă vrem tarife mai mici și, de fapt, medii, le ducem în zona Eforie. Dorim tratament, le ducem în Mangalia sau în Techirghion. Vrem, nu știu, turism liber, ne ducem în Vama Veche sau în Costinești. Ori, aici nu încurcă cu nimic blocurile din Mamaia. Blocurile din Mamaia, construite cu autorizație pentru că așa s-au emis autorizații respective. În Mamaia Nord ulterior au venit să mărească capacitatea de cazare a stațiunii Mamaia, vorbesc de Mamaia pentru că aici situația este mult mai clară decât în Mamaia Nord în Vodari. Da, este mult mai așezată, mult mai organizată. Din punct de vedere urbanistic vorbesc acum. Mamaia era o stațiune, până la aceste blocuri de apartamente, o stațiune îmbătrânită în privința locurilor de cazare. Aveam foarte multe capacități de cazare de 2 și de 3 stele de pe vremea comunistă și nu se construia, practic nu se investea, nici nu mai era loc pe partea mării, pe partea dreaptă, adică a stațiunii Mamaia. Ori această soluție a introducerii acestor ansambluri rezidențiale gen Miami, pentru că oricine a mers la Miami vede fix același model de organizare, da? A venit să mărească capacitatea de cazare. Deodată avem mii de locuri de cazare în plus spre care românii s-au putut orienta. Atunci când dai turistului opțiuni de alegere, este apoi alegerea lui. Dacă vrea apartament de vacanță sau hotel, dacă vrea liniște în sudul litoralului, dacă vrea, știu eu, îmbulzeală pe aceeași pe o densitate foarte mare pe metru pătrat, se duce la Eforie, fiecare își alege până la urmă ce dorește. Povestea și o spune fiecare stațiune prin organizația de management de destinație. Adică Deci dumneavoastră îi spuneți ministrului că poate să spună o poveste, depinde ce poveste vrea să spună, ce vrea să promoveze. Mi s-a părut interesant că a ridicat mâinile. A zis, nu avem ce poveste să spunem și prețurile nu le facem noi. Bine, atunci s-a închis povestea. Deci, practic, ai pus o blocă. Aș vrea să vedem povestea România. Povestea România, de asta trebuie să ocupe ministerul. Pentru că de povestea Sinaia, Mamaia, nu știu, Maramureș, Bucovina sau, nu știu, Mangalia, trebuie acum să se ocupe aceste organizații, adică autoritatea locală la masă cu operatorii Horeca locali. Acele organizații despre care vă vorbeam, așa este modelul în toată lumea. Nu ministerul vine să promoveze o poveste a lumea Maia, că nu are cum. Dar, ministerul trebuie să se ocupe de cele care sunt lui în administrarea lui. Asta trebuie să facă ministerul și ministrul și asta așteptăm noi să se întâmple. Cum se face, cum explicați dumneavoastră litoralul pentru toți din perspectiva campaniilor, unele absolut adevărate, adică susținute, da, în sensul prețuri foarte mari pe litoralul românesc,
Și vine povestea electorală pentru toți acum în toamnă, cu prețuri mult mai mici, aproape de jumătate unele dintre ele. Cum explicați diferența asta de tarife? Programul Litoral pentru Toți este un program pe care l-am lansat când eram președinte ANAT și Asociația Litoral Delta Dunării. Este un program care a apărut tocmai pentru că în capetele de sezon, noi neavând turiști străini, nu convingeam românii să vină spre litoral. Românii insistă, evident, să vină atunci când începe vacanța, au copii la școală. Da? Este un lucru, până la urmă, normal. Și atunci, pentru că totuși puneam presiune pe hotelieri și, în general, pe toți operatorii dintr-o stațiune să deschidă, să fie stațiunea deschisă, să funcționeze. Asta înseamnă costuri. Dacă deschizi la 1 mai, închizi la 3 sau 4 mai, pentru că s-a terminat acel boom cu care noi deschidem, știți foarte bine că la 1 mai, uite și anul ăsta, am avut 80.000 de turiști pe litoral, 80.000, da? Bun, pentru că noi creăm evenimente, încercăm să atragem atenția și turiștii cu aceste evenimente. După care se închide ușa. Nu mai vine nimeni către litoral până când începe vacanța. Repet, orice destinație care trăiește cu adevărat din turism, luăm aici Bulgaria, Grecia, Turcia, mă opresc la ele, începe să primească deja în acea perioadă turiști britanici, turiști germani, sigur, turiști ruși altă dată și în alte destinații, turiștii vest-europeni, pe care România nu îi are. Și atunci rămâi cu turistul român și te adresezi celor care își pot permite un tarif mai mic, care nu mai au copii la școală, adică segmentul al treilea de vârstă, seniori, așa cum spunem noi, sau tineri sau studenți. Sigur că dacă tot rămân hotelurile deschise, încercând să ne pregătim pentru marile sosiri și tot plătești personal și tot plătești utilități, pentru că trebuie să plătești energie, apă, gaz și așa mai departe, măcar îți acoperi costurile acestea nete pentru a întreține camera de hotel sau salariile acelui personal. Deci, practic este un turism, deci practic este un turism de supraviețuire, spuneți noastră, pentru operatorii de turism. Absolut care de acord, cum și alte țări practică. Uitați-vă la programele de turism social, se numesc ele în Spania, spre care merg acum în toamnă turiștii români cu succes în Madeira sau în insulele Spaniei, pentru că sunt tarifele de turism social. Așa se numesc acolo, noi n-am vrut să numim așa program social, ca și cum, da, e, nu știu. Dar este tariful de supraviețuire, tariful care arată că litoralul este deschis și noi de 27, 29, 30 de ani așteptăm ca statul român să facă acel efort național, pentru că nu-l poate face nici patronatul nostru, nici un patronat, un altul sau nu știu ce organizație. Nu putem noi să facem ceea ce ar trebui să facă statul român, promovarea destinației România, astfel încât să atragem înapoi turoperatorii străini pe care România i-a pierdut începând din anul 1990, cu care umpleam litoralul. De când? Din aprilie până în octombrie. Pentru că pe vremea aceea așa era cea. Care este principalul motiv pentru care România și-a pierdut turoperatorii mari? Principalul motiv, spuneți-mi. Da, până în 1990 turismul românesc era coordonat printr-o singură structură, ONT, Oficiul Național de Turism, adică exista o organizație, una singură, eu nu spun că ăsta era modelul bun, da, să ne înțelegem, care gândea tot, avea o strategie, avea promovare, să vă uitați la clipuri, sunt pe YouTube, clipuri despre cum se promova România până în anii 1990, o să rămâneți surprinsă ce imagine prezenta România în lume la târgurile de turism până atunci. După 90, desigur, privatizare a făcut însă fără cap în litoral, fără înțeles totul. Adică s-a vândut hotelul unei societăți, restaurantul din cadrul acelui hotel altei societăți, discoteca, cofetăria, barul, ce-o mai fi fost, către alte societăți, fărâmițându-se pentru ca statul să câștige mai mult. Aici a dispărut coordonarea la nivel național, a dispărut orice strategie. Nici până în ziua de astăzi România nu are o strategie la nivel național. Noi suntem într-un haos. În acest haos, noi operatorii privați ne chinuim, străduim să supraviețuim. Să și facem noi ce nu face statul român, adică promovare pe site-urile proprii, pe organizațiile noastre, pe agenția mea de turism, pe hotelul domnului, doamnei sau mai știu eu unde, da? Deci noi ne chinuim să promovăm România, să facem ceea ce făcea acea structură înainte până în 1990, care, repet, reușea să încheie contracte cu mari turoperatori ai Europei, să nu
unul turoperator în Europa, pentru că plajele au fost luate în timpul sezonului în 2006, dacă vă amintiți, de ministrul mediului, care a pretins că se pricepe mai bine la turism. A luat plajele la Ministerul Mediului, de atunci nu s-au mai întors niciodată și cred că nu vă spun un secret, că în continuare, în fiecare vară, ne vedeți luptându-ne cu Ministerul Mediului, pentru că acolo nu se înțelege că trebuie să avem plaje amenajate din timp, cu autorizații, să lucrăm corect și curat și legal, bineînțeles. Nu se poate face. Vreau să vă întreb așa. Vreau să vă întreb așa. Deci fărâmițarea asta va exista. Mi-este foarte clar că asta nu o să se poată rezolva. Deci e practic turist pe cont propriu. Cine face business în turism, face turist pe cont propriu și încearcă și el să se adapteze, să-și vândă imaginea cât mai bine, să se lipească de unul și de altul care să aibă același concept, mă rog. N-am auzit să se lupte ministrul turismului vreodată în România ca să adune povestea asta la un loc și să existe un singur cap care gândește pentru imaginea României unitar și având toate perspectivele posibile, probabil că interesele sunt foarte mari. Exact, Organizația Națională de Turism. Asta facem acum. Vreau să vă întreb așa, spuneți-mi, există, sunt informații, pentru că profit că sunteți cu mine la emisiunea Curat, sunt informații cum că a fost mare prăpăd pe litoral. Care sunt ultimele informații pe care le aveți? Cea mai afectată zonă a fost Vama Veche, unde lucrurile sunt în curs de refacere și reorganizare. Săptămâna viitoare, de altfel, noi avem întâlnirea de vară a Federației noastre. Toate patronatele Horeca din România se reunesc acolo unde noi, gazda, am organizat, și anume la Vama Veche. Deci ne interesează în mod direct și avem dialog acolo cu primarul și cu operatorii și colegii noștri de acolo. Lucrurile se refac repede în Vama Veche, pentru că acolo nu avem structuri și construcții mari sau de tip hotelier, da, pe nu știu câte etaje. Este un cu totul alt profil de stațiune. Într-adevăr, au fost repercursiuni și sunt pentru că a fost o furtună mai violentă decât în mod normal pe litoralul românesc. Asta, totuși, să nu uităm că am avut o vară toridă și n-am avut nici măcar o zi de ploaie până acum. Deci a fost prima ploaie, ne-a ajutat Dumnezeu, pentru că pot să spun că vara aceasta a avut cifre mai bune decât vara trecută datorită vremii extrem de prietenoase și favorabile pentru vacanțe și pentru toți turiștii români care ne-au asaltat. Și trebuie să spunem că am avut într-adevăr cifre mai bune. Face și tot ceea ce este afectat acum în zona Vama Veche. În rest, în celelalte stațiuni au existat pagube mici, am putea să spunem. Nu este cazul pentru Mamaia sau Mamaia Nord, aici avem un alt profil de stațiune, așa cum foarte bine știți. În general, cred că în câteva zile situația se restabilește și ne așteptăm turiștii, pentru că vremea totuși se va reprieteni cu noi și cu vacanțele pe litoral. Eu aștept această întâlnire a dumneavoastră de joi cu toți reprezentanții Horeca la Vama Veche. Chiar mi se pare interesant că vă întâlniți chiar acolo, unde a fost prăpădul cel mai mare. Da. Aștept să văd un steag al Horeca, aștept să văd, cred că oamenii trebuie auziți și trebuie să vă transmiteți cumva mesajele. E foarte important ce faceți dumneavoastră, e foarte importantă lupta asta. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la interesele oamenilor din această țară și la puterea lor financiară, pentru că, într-adevăr, la începutul fiecărei veri, toată presa din România este plină de articole și anul acesta prețurile vor fi mai mari decât anul trecut și în fiecare an. Ori știți foarte bine, remunerațiile românilor sunt lovite și de inflație și de putere mică și de orice. Ideea este că trebuie găsit un echilibru între toate poveștile astea. Vreau să vă întreb așa, am văzut în spatele dumneavoastră, e un afiș cu Kazahstanul. O să zică lumea că am înnebunit, vorbim despre România și în spate avem, promovăm Kazahstanul. Da. Explicați-mi, mă rog, despre ce e vorba, ca să nu se vorbim asemănător. Da, tot despre promovare până la urmă o să vă vorbesc, deși mă aflu în zona mea de consulat. Aveți un minut. Kazahstan. Da. Da, sunt consul onorific al Republicii Kazahstan, dar am dus România în acest an pentru prima oară la târgul de turism din Kazahstan. Ne-am întors cu foarte multe contracte, o piață pe care România nu a abordat-o niciodată și de pe care acum avem solicitări masive, pentru că România acordă vize Schengen pe pașapoartele kazahilor sau celor din Azerbaidjan. Avem cereri foarte numeroase acum,
tocmai pentru organizarea de pachete turistice în România din aceste țări, iar Kazahstanul este numărul unu în topul acestor cereri. Așadar, și în Kazahstan, desigur, promovăm România, dar de altfel ne aflăm în zona de consulat onorific. Adică românii, spuneți dumneavoastră, sunt interesați să plece în Kazahstan, dar kazahii sunt interesați să vină în România? Foarte interesați, dincolo de faptul că doar ce m-am întors din Kazahstan cu un grup de turiști români din agenția noastră de turism și a fost primul circuit în Kazahstan din Constanța, dar eu vă vorbesc despre numărul mare de cereri de la agențiile din Kazahstan pentru a trimite kazahi spre România, România și în combinație cu altă țară europeană, pentru că viza Schengen acum este foarte tentantă pentru turiștii din aceste țări. Și sunt piețe pe care România le-a neglijat, noi nu ne-am uitat deloc către aceste țări. Sunt turiști cu potențial bun pentru vacanță, bugete importante, care trebuie și pot fi cheltuite de fapt în România. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, doamna Martin. A fost Corina Martin, președintele patronatului IRES, tot cel mai mare patronat Horeca din România și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalieră. Vă mulțumesc foarte mult și aștept vești după întâlnirea Horeca de joi de la Vama Veche. Vă mulțumesc foarte mult! Salutări de la Mamaia! Mulțumesc tare! La revedere! Doamne, rășim l-o pe mâine seară! Doamne ajută!